Cea mai bună atletă a județului Suceava, sportivă la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cristina Casandra, a reușit să-și adjudece cel de-al 10-lea titlu de campioană națională de seniori în proba de 3000 de metri obstacole. Mai mult, atleta suceveană a reușit să-și facă baremul pentru campionatul mondial, dar și pentru Olimpiada de anul viitor de la Londra, după ce a terminat cursa de la București după 9 minute 38 de secunde și 42 de sutimi. Acesta este cel mai bun timp al Cristinei din acest sezon, cu 10 secunde mai bun decât precedentul, dar și cu mai bine de 4 secunde față de baremul mondial și olimpic, care în prezent este de 9 minute și 43 de secunde. Cristina Casandra a spus că era ultima șansă pentru ea de a prinde campionatul mondial și se bucură că a făcut baremul inclusiv pentru Olimpiadă. A luat cursa pe cont propriu de la început și nu a avut probleme până la final, asta în ciuda căldurii de la ora cursei. Sper ca la mondiale să fac un timp mult mai bun și să intru în finală, a mai declarat atleta Clubului Sportiv Municipal Suceava. Cristina, alături de soțul și antrenorul său, mărșăluitorul Silviu Casandra, va mai sta încă 5 zile în cantonament la altitudine la Piatra Arsă, după care va coborâ la Snagov, acolo unde se va face acomodarea pentru cursă și unde va sta până pe 21 august, când pleacă în Coreea la campionatul mondial. Pe 27 august vor avea loc calificările cursei de 3000 de metri obstacole, urmând ca două zile mai târziu să se desfășoare finala acestei curse. Echipa de juniori a Clubului Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava a obținut o serie de rezultate meritorii la Campionatul Național de Navomodele, găzduit de Timișoara în perioada 4-7 august. Astfel, echipa noastră, formată din Adrian Catană, Eduard Palcu și Ștefan Strujan, coordonată de antrenorul Sorin Catană, a obținut două locuri 2 la individual la clasele curse Eco Standard și Viteză, prin sportivul Adrian Catană, precum și două locuri 3 și un loc 1 pe echipe, tot la clasele menționate mai sus. Ca o încununare a acestor rezultate deosebite, echipa CSTA Suceava s-a clasat pe locul 3 în clasamentul general al campionatelor naționale de navomodele. Președintele Federației Române de Minifotbal, Răzvan Burleanu, prin vicepreședintele Paul Costaș și managerul general al echipei naționale, Liviu Ciolan, au avut ce vedea în cele 3 zile petrecute la Suceava cu prilejul disputării primei ediții a Cupei Railex Bucovina. Cei trei s-au convins pe viu de valoarea minifotbalului sucevean, reprezentantele județului înscrise în competiție, fiind vorba aici de Railex, câștigătoarea turneului. Revine Intercontinentcom și Adistal, luptând de la egal la egal cu cele mai bune cotate grupări din România la această disciplină sportivă. Oficialii Federației Române de Minifotbal l-au remarcat cu acest prilej și pe suceveanul Sorin Nicoară de la Railex, care a cucerit detașat titlul de golgheter, fiind desemnat totodată și cel mai bun jucător al turneului. Ca urmare a prestațiilor sale încântătoare, Nicoară a fost convocat la echipa națională de minifotbal, care în luna octombrie la Tulcea va fi pusă în situația să-și apere titlul european cucerit anul trecut în Slovacia la Bratislava. Până la vârsta de 24 de ani, Sorin Nicoară a jucat fotbal pentru echipele Leonard Pașcani, Bradu Putna, Bucovina, Rădăuz și Sporting Suceava, grupare cu care a câștigat în luna iunie acestui an barajul pentru promovarea în Liga a 3-a. Imediat după acel meci, Jolly Jokerul sucevean a renunțat la fotbal în favoarea mini-fotbalului și iată că într-un timp foarte scurt a reușit să convingă lumea de valoarea sa incontestabilă. Nicoară nu este însă singurul jucător sucevean care bate la porțile echipei naționale de mini-fotbal în vederile selecționerului, mai aflându-se alți doi fotbaliști de la Railex, respectiv Ovidiu Bosancu și Radu Tomescu. Din lotul României face parte și fostul mijlocaș al cetății Suceava, Alin Lungu, care a trecut la minifotbal în urmă cu 2 ani după despărțirea de gruparea de ligă secundă Dunărea Galați. Lungu activează în prezent la formația Consiliului Județean Buzău, campioana națională antitră. A mai rămas doar o săptămână până la startul sezonului 2011-2012 și reprezentantele județului Suceava în eșalonul al treilea, Rapid și Sporting, au intrat cu pregătirile în linie dreaptă. Ambele echipe au programat pentru sâmbătă câte un ultim meci test înaintea reluării sezonului oficial. Astfel, ceferiștii vor juca în deplasare cu Ceahlăul 2 Piatra Neamț, iar Sporting se va confrunta la Târgu Neamț cu echipa locală Cetatea. Pe ultima sută de metri a perioadei de transferări, gruparea antrenată de Ovidiu Ciobanu și Bogdan Grosu, Sport
Sporting Suceava, l-a transferat pe fundașul central în vârstă de 21 de ani, Ionuț Panainte, care a evoluat ultima oară pentru gruparea de Liga 3 a Vili Bacău. Tot miercuri, Sporting s-a înțeles și cu FC Vaslui pentru împrumutul pe un an al apărătorului Dorian Andronic. Am avut emoții până în ultima clipă că ne vom lovi de refuzul oficialilor vasluieni în condițiile în care echipa antrenată de Viorel Hizo are mari probleme pe axul central după accidentările lui Cânu și Pap, a declarat tehnicianul Sportingului Ovidiu Ciobanu. Nici Rapidul nu a stat cu mâinile în sân, completându-și efectivul cu încă un portar, Vali Prutean, un fotbalist în vârstă de 21 de ani care pe perioada junioratului a făcut parte din lotul cetății Suceava. Vineri, pe 19 august, în prima etapă a campionatului Ligii a 3-a sezonul 2011-2012, Sporting va întâlni pe teren propriu gruparea Ceahlăul 2 Piatra Neamț, în vreme ce Rapid va juca în deplasare cu ABC Stoicescu Buzău, ambele partide fiind programate să înceapă de la ora 18.